Ce vrei să limbi? Un iepure. Ce faci cu el? Să-mi deci să limbi vrea iepure. Hai să facem o postare pe Instagram. Vrei? Da, hai. Uite posta, hamster. Asta e chiar nostru hamster, nu? E cu tine? Cum? Cu toată cușca? Și cu concetul ce face cu el. Ce facem cu el? Da, una așa e pentru ce? Pentru pisici? Astea mi se par prea mari, nu putem să luăm una mică? Păi eu... Aia e pentru hamster. What? E prea mare cușca, nici n-are loc în mașină acum. N-am unde să o țin. Da, da, lângă mine. Aici e perete. Da, seama, atâtea copii care bat în geam. Da, nu fi că te ajute, da? Ia, stai și... Lasă-l pe domnul să te ajute. Uite, stai un pic să prind eu unul, să vezi cum ar trebui să... Ia vezi. Ăsta îți place? Care? Ăsta îți place. Ăla alb. Așa. Da. Nu vrei nimic. Nu trebuie să cumpere atâta timp cât au toate lăbuțele sprijinite. Ia vezi și celălalt alb. Ne-l arătați pe celălalt? Sigur. Nu am reușit să-mi spori ce să fie niște lăsă. Și mie. Da, o să fie așa mai... Mai pupos? Și așa, cu multe culori. E mai liniștit? Ia, ia-l. Nu cred că poate să ia el. Nu, așa. Stai un pic, să nu te ajungă de el. A, speriat. Da, când se agită, au gheluțele foarte asoțite, ca o pisicuță. Pe ăla? Dar, v-am zis, trebuie să aibă toate băbuțele sprijinite. Hai să... Exact ca, cum se chema, animalul ăla care cânteia și am vrut să-i bagă gheruțele. Cum era? A, pisică. Când e pisica, nu știu. Da. Da, uite, vezi, dacă are toate lăbuțele sprijinite, nu se agită. Dacă nu le mai are, se agită și se zgârie. Așa te zgârie. Nu, că mă îndrăgostesc, ăla e prea. Ăla maro? Da, ăla nu. Ăla, da, maro. Din maro, așa, am câți ani. Crezi destul de repede. Câteva luni se face maro. 5-7 luni la maturitate. Păi și când o să fie atâta, ce faci cu el? Ce fac? Cu dita mai iepurele. Îi țin în casă, pentru că în 5 luni se va învăța să-l țin în brațe. Nu o să-i mai fie frică, o să poți să-l atingi. O luăm. Mergi la antrenament azi? Da. Și mergem cu iepurele după noi? Nu, cu toată Olivia. Nu, lăsăm acasă. Îi găsesc un loc. Mai nu poate putem din cauza stresului. Deci lăsăm în pace, punem acum mâncare la discreție. Și după două săptămâni putem să-i dăm ardei, tot un gel, dar nu foarte mult. Putem să-i dăm cum unice din urmă, dar n-aș recomanda acum. Dacă e de cel mic, e posibil să-l dăm. Da, și au dințișorii destul de astupit. Hai, o să vă trebuiască un adăpător pentru el. În ce? Adăpător. Eu zic mai bine cu ăsta. E prea mare și ia mult spațiu prin cușcă. E vorba de o grămadă de spațiu. Acesta are o tijă și le agățați de tavanul cușcă și le reglați cât să îi fie lui comod să bea apă. Okay. Aici are o biluță și nu-i dă voie să curgă. Poate se constată că era bolnăvior de când l-ați luat, veniți pe el înapoi și fie vă dăm altul și da. Așa, fie vă dăm bănuții înapoi, acum de când. Dacă se constată că sunt bolnăvii pe parcurs, vă recomandă un tratament și dumneavoastră decideți să faceți cum mai departe. Până acum n-au pus. Da, hai să-l iei, Și mai puteți să-i facă așa, pentru imunitate, vitamina C și să-i puneți înapoi. Aha, ok. Da? Ia-mi știa.
Deci din toate acesta de aici, da? Da. Ce nume să-i punem? Nu știu. Tataie. Nu. Max. Max? Sau... Shobi. Dau viteză, că dacă dau viteză, să dă cu capul. Deci gata, am plecat. La magazin. În curând vom face grădină zoologică. Trebuie să-i luăm cap ca să-l luăm. Acum da tot pentru el și creșteu. Serios? Păi să nu te mai joci cu pisă, dacă ți-am luat iepure. Deci am ajuns acasă cu animalul cel nou. Hai să-l deschidem. Ca să-l luăm în brațe. Sigur că poți să-l ții? Ia stai. Cum îl deschid? Da, trebuie să-i rupe între cutia. Nu, mami. Da, eu. Uite-l. Îl pui pe piept, da? Că lui e frică să stea cu picioarele în aia. Cu lăbuțele în aia. Ce fac? Cum îl iau? Uite așa. Uite. Dă-mi și mie să-l țin. Dă și mie să-l țin, mami, te rog. Pune-l așa. Bună! Bună, dragule, bine ai venit acasă! Hei, ce faci tu? Bună! Îl las puțin? Unde? Hai să-l băgăm în cușcă ăsta. Păi stai așa să-i pregătesc cușca. Deci asta este cușca lui. Trebuie să o montez. Revin după ce o montez. Deci gata, am revenit cu această colivie montată. Deci... Dar n-ar fi tare dacă i-a mai luat încă unul. Încă un iepure? Doamne! Hei, bună! Cum ți se pare noua ta casă? A spus tare. Scrieți în comentarii ce nume să-i pun, că n-am nimic, nu știu. N-ai nicio idee? Nicio idee, nu. Ia, hai să arată. Dacă vreți, luați-vă și voi. Uite cum face din nas. Dar ce-ai făcut aici, Selim? I-am făcut parc de distracție. Păi cum aici, în pat, așa, ai pus toate părturile din casă? Da, ca să fie Selim. Și mâncare ai, măi, Selim. Ce-ai vrut? Să-i tai ca să-i pun lui, dar nu. A mers. Să tai chiloții? Da, ca să-i pun lui. Băi, ce ți-a făcut, măi? Păi, ce ți-a făcut? Doamne! Nu mai are energie. Tot ce lipsea. N-are energie? Nu mai are energie, știi de ce? Că uite, așa facea. Deci Selim a stat singur acasă o oră și când am venit, am găsit toate astea așa, în pat. E locul lui de joacă. Da, i-a făcut loc de joacă iepurelui. Deci, practic, acum mami cu tati nu mai au pat. Are iepurele. Noi dormim în cușca lui, nu? Uite. Și e sigur că n-a făcut pipi? Nu, n-a făcut. Decât o mie de căcățeni. Iepuraș, coconaș. Uite, vine la tine, mami. Dar știi ce făcea? Acum câteva minute mă lingea. Da? Dar acum e obosit. Rău. Și cam atât a fost vlogul meu. Sper să vă abonați și să dați, nu știu, câte like-uri vreți voi. Ca și zic, de fapt, scrieți în comentarii ce vloguri să mai fac cu el. Sau dacă vreți să mai facem. Pa!